În satul de pedal, gospodăriile tradiționale au ușile deschise pentru turiști. Odată ce intri într-o astfel de căsuță, uiți de cotidian. Lutul de pe jos, obiectele decorative din lut, cânepă și lână, ori grinzile din lemn te întorc în timp și de acest lucru se preocupă, în special în sezonul estival, conducerea muzeului satului din Baia Mare să conserve și să restaureze toate obiectivele din muzeu pentru ca turiștii să rămână cu imaginea satului tradițional și după ce au părăsit locul. Recent în muzeu a fost restaurată cea mai veche căsuță, cea din Cărpiniș, și lângă ea Casa Hovrila. Procesul este unul complex, iar cele mai multe greutăți apar în momentul în care casele trebuie învelite. Asta pentru că se găsesc greu paiele potrivite pentru învelitoare. Teoretic trebuie paie de secară, batozate, dar acum găsim foarte greu astfel de paie, eventual în zona Preluca, unde încă pe anumite locuri se mai recoltează cu batoza. Sau niște paie bune de grâu luate cu combina foarte jos, o holdă curată. Găsim din ce în ce mai greu astfel de paie și atunci și acum suntem în căutări, avem de restaurat încă 2-3 case care ar fi urgent de făcut, dar încă n-am găsit suficiente paie. Este datată 1811, deci este foarte veche. Este specifică perioadei în care a fost construită și zonei, mai mult prin interior. Împărțirea era specifică întregii zone a Transilvaniei și nu numai. Casele cele mai vechi sunt monocelulare, în sensul că au doar o cameră de locuit și două încăperi pentru că au tindă. Tinda în care se intră, iar aceasta este camera. Noi am respectat, bineînțeles, specificul zonei prin mobilier, prin textilele cu care am îmbrăcat casa. Veți putea observa aceste textile foarte frumoase, lucrate, bineînțeles, la războiul de țesut, erau lucrate în casă, în special cu motive geometrice. Sunt brodate pentru că motivele geometrice sunt cele mai vechi, ele au apărut primele. Mobilierul este din lemn. Ca să spunem ceva și despre construcția în sine a casei, casa este construită din lemn de stejar, pe fundație de lespes de piatră. Tot așa, pentru că este o construcție veche, veți observa că are meșter grindă, care străbate camera pentru a susține tavanul. Ce pot să vă mai spun? Și veți observa, pe lângă aceste textile, sunt piesele de ceramică, tot așa specifice zonei. Ce au specific aceste piese de ceramică? Piesele de ceramică din zonă, mă rog, mai mult cum sunt cuprind culorile verde, maro și au motive naturaliste, vegetale, prin asta se remarcă. O altă piesă nelipsită din interiorul locuinței este lata de zestre, în care se punea tot ce este mai bun făcut de mâinile femeilor pentru viitoarea soție, pentru mireasă. Nu aveau dulap, lada de zestre avea și această funcție. Așa, ce pot să vă mai spun? Totul este natural, pentru că aceste textile sunt făcute din cânepă, care era lucrată cu foarte mare migală și era luat destul timp să poți să scoți aceste piese față de masă, lepedeu, ștergare, să le faci din cânepă. Cerga de pe pat, o să observați, este din lână, bineînțeles 100% lână naturală. Asta le și place vizitatorilor noștri și asta remarcă. Cumva se întorc în timp venind aici. Ok, prin ce se deosebește cel mai mult această căsuță? Am văzut de la intrare culoarea albastră, care da, ne atrage atenția. Da, în Maramureș, în toate zonele etnografice, se folosea într-adevăr culoarea albastru, dar prin ce se remarcă este faptul că este o casă de tip vechi, deci tipologia dintre cele mai vechi.
Toate aceste obiecte care sunt aici aparțin muzeului sau ați efectuat cercetări în teren și s-au donat, au fost donate muzeului? În campaniile de achiziții, în anii 1970, când au fost cele mai substanțiale achiziții, atunci s-a și constituit patrimoniul muzeului, s-au făcut incursiuni în teren și au fost achiziționate de la localnicii respectiv. Acum vin spre noi diversi vizitatori și oameni de bine care și donează, într-adevăr.